Hai, începem. Puteți să vi porniți. Da, merge peste tot. Cred că nu poate fi pornit aici. 3, 2, 1. Direct. Intrăm direct. Faceți un... un semn. Dar nu asta merge, nu? Suntem în direct? Da? Da, mulțumesc. Mai stăm un minuțel și asta este cel mai greu în direct, nu? Să stau mai aproape de un administrator? Da, hai. Doi malefici unul lângă altul, nu? Cum spune opoziția. Bună ziua, bine ați venit la conferința de presă organizată de Primăria Pașcani. Așa cum v-am obișnuit, în fiecare joi, la ora 13, suntem alături de dumneavoastră reprezentanța ai presei locale și alături de cetățeni, cei care intră în direct cu noi prin mediul online. Încercăm să luăm, bineînțeles, întrebări și de la dumneavoastră și de la ei și în limita, să zicem, în limita cunoștințelor pe care le avem noi, oferim răspunsuri acum în direct sau, dacă nu, într-un fel sau în altul, ne pregătim pentru data viitoare. Cum ne place nouă, începem cu vești bune. Prima veste bună de astăzi este că am semnat contractul de proiectare pentru străzile pe unde circulă autobuzele de transportul comun pășcănean. Așa cum am spus și altă dată, în, să zicem, în bugetarea celor de la ADR Nord-Est, municipiul Pașcani are puși deoparte 6 milioane jumate de euro, care înseamnă peste 30 de milioane de lei, la dispoziție pentru modernizarea infrastructurii de transport în comun. Bineînțeles că trebuie să ne pregătim pentru această oportunitate și astăzi am semnat contractul de proiectare pentru aceste străzi, cu termen de livrare 90 de zile, dacă rețin eu bine, asta înseamnă că în 3 luni de zile, maxim 4 luni de zile, dacă mai apar probleme, să avem aceste documentații, care, bineînțeles, vor ajunge pe masa Consiliului Local în etapele care trebuie să le parcurgem, dar facem tot posibilul să fim în timp util cu documentele pregătite, în așa fel încât să depunem pe ADR Nord-Est, pe planul de mobilitate sau pe finanțările de mobilitate, să depunem aceste documentații, pentru că sunt bani mulți, peste 30 de milioane de lei și, bineînțeles, sunt și multe străzi care ar putea să fie reabilitate. Dintre străzile care pot fi reabilitate, cu mențiunea că o parte din aceste străzi sunt doar segmente de stradă, nu sunt străzile de la cap la coadă, pot să menționez strada Gării, strada Grădiniței, Moldovei, șoseaua Neamțului, Gâștești, Abator, Avram Iancu, Ceferiștilor, Stadion, Zimbrului, Morilor, strada Fericirii, 13 decembrie, Ion Creangă, 1 mai, Unirii, Mihai Viteazu, Emil Racoviță și Preda Buzescu. Deci toate aceste străzi vor fi analizate din punct de vedere tehnic și în limita bugetului alocat maxim, deci peste 30 de milioane de lei, vom reabilita aceste străzi cu completarea că în această reabilitare intră și stațiile de autobuz. Adică se vor construi stații de autobuz normale, nu cum avem acum niște improvizații. Acolo un spațiu vă permite, vom avea alveole separate pentru stațiile de autobuz în așa fel încât să nu se încurce, să zicem, circulația. Unde nu permite spațiu, vom avea stația de autobuz pe banda de mers, dar, bineînțeles, va fi semnalizată corespunzător. Vom avea și dotări în stațiile de autobuz, în sensul că avem intenția să punem panouri de afișaj corespunzătoare care să informeze lumea la ce oră ajunge autobuzul, care sunt traseile și sper
cu acest proiect să modernizăm, să zicem, cel puțin pentru 10-15 ani, infrastructura rutieră a transportului în comun din Pașcani. Deci este un pas în față, este o oportunitate, facem tot posibilul să luăm această oportunitate pentru comunitatea noastră. O altă veste bună, să zicem, am ajuns la o concluzie, dat fiind ședința de Consiliu Local de luni, cu mutarea comercianților din piață. Mâine dimineață, astăzi nu știu dacă mai reușesc pentru că mai am câteva întâlniri stabilite, mâine dimineață o să merg în piață cu documentele pregătite, în așa fel încât să semnăm adiționalele cu comercianții. Deja acum se lucrează la o schiță care să corespundă conform amendamentului din Consiliul Local și sper, începând de mâine, comercianții să aibă posibilitatea să se mute pe locațiile noi. Intenționez săptămâna viitoare, pe data de până săptămâna viitoare, să dau ordinul de începere a lucrărilor, începând cu data de 23, cred că, februarie. 23 sau 24. O să vedem. Cred că vine 23. Termenul limită este 21. Am mai lăsat o zi, să zicem, intermediară și de pe 23 să predăm amplasamentul și să dăm ordinul de începere a lucrărilor sau ordinul de începere a lucrărilor să aibă valabilitate începând cu data de 23 februarie. Concluzia, vestea bună este că ne apucăm și de piață. După atâția ani în care am făcut tot posibilul să depășim toate impedimentele pe care le-am avut pe acest subiect cu piața, noi am rămas în continuare, să zicem, încăpățânați și stăruitori în a găsi soluții și a merge mai departe cu proiectul. Mă bucur că suntem și în această situație în care doar trebuie să dăm ordinul de începere a lucrărilor. Sper să nu fie probleme cu comercianții, dar indiferent ce probleme vor fi, declar public, sunt determinat să dăm drumul la lucrările de la piață. Nu discutăm despre, să zicem, avantajul sau dezavantajul unui cetățean, unui comerciant sau a câtorva comercianți. Vorbim de o chestiune importantă care ține de comunitatea noastră, de mii de pășcăneni care, zeci de mii de pășcăneni care așteaptă o piață modernizată în zona Vale. Cam atât. Domnul administrator, aveți ceva? Dacă îmi permiteți să completez un pic la prima intervenție dumneavoastră, cea cu transportul. Acolo avem alocați pe acea componentă 6,5 milioane de euro, dar sunt eligibile trei activități. Reabilitarea infrastructura pe care circulă mijloace de transport în comun, achiziția de mijloace autonepoluante și acea componentă de monitorizare a traficului, inteligentă a traficului. Ca să fim eligibili, trebuie să atingem două, minim două din aceste componente. Iar noi, asta avem ce înseamnă complementaritatea, da? Am reușit să luăm acele autobuze electrice prin PNR. Asta înseamnă că ne rămân toți banii, aproape toți banii pentru infrastructură. Și pentru management. Și pentru managementul traficului. Da, deci managementul traficului va fi o componentă mică, dar rest, majoritatea banilor din cei 30 milioane se vor duce pe infrastructură. Gândiți-vă că dacă n-am fi luat mijloace de transport prin PNR, ar fi trebuit să ducem 18 milioane da. Pentru acele mijloace de transport și ne mai rămâneau numai 12-14 milioane pentru infrastructură. Asta înseamnă că am fost inspirați și am gândit, am anticipat mișcările și vom avea toți banii acolo pentru infrastructura rutieră. Suma asta e pentru Pașcani toată? Da. Este prealocată, nu avem competiție, trebuie numai să depunem proiectul matur, adică asta înseamnă autorizație construire și proiect tehnic. Pentru cei care astăzi sunt, să zicem, nemulțumiți de faptul că sunt prea multe șantiere în oraș, eu le mai dau o veste bună pentru mine, poate rea pentru ei, șantierele în Pașcani vor continua. Se vor deschide și alte. Se vor deschide și alte șantiere, se vor, avem în continuare dorința să modernizăm Pașcaniu, chiar dacă lumea știu că este deranjată de atâtea gropi și atâtea șanțuri săpate, știu, dar odată și odată tot trebuie să trecem această durere și o să se repare și trotuarele, cum deja ați văzut că au început să le repare, o să repare și străzile, dar nu putem avea
să zicem, un oraș modern, un oraș european, fără să avem aceste utilități publice. Adică, fără apă, fără canal, fără curent și fără gaz și fără telecomunicații, nu poți să te numești un oraș european. Bineînțeles că aceste lucruri, în ordinea lor normală, ar trebui să fie făcute înainte să asfalteze. Că asta este situația. Dar noi suntem determinați în continuare să mergem cu aceste investiții pe utilități până cât putem noi să atragem bani. Adică atâta timp cât avem oportunități deschise, că ele sunt pe fonduri europene, că ele sunt pe fonduri de la mediu, sau că ele sunt fonduri care sunt angajate de către operator sau sunt din bugetul operatorului de apă și canal, noi n-avem cum să refuzăm, chiar dacă unii nu sunt mulțumiți, n-avem cum să refuzăm o investiție la Pașcani din banii altora. Deci noi vom face tot posibilul să facem aceste investiții și adresez o rugăminte către toți cetățenii să înțeleagă că n-avem cum să nu facem. Deci trebuie să avem aceste utilități și, pe de altă parte, înțelegem și noi, cetățenii care reclamă, să zicem, noroiul de pe aerodrom, de la Găștești, de la Luncă sau tăieturile din asfalt, într-adevăr, ei au dreptate. Ei înțeleg că s-au săturat și ei de aceste, să zicem, neplăceri. Este adevărat ceea ce spun și ei, că și cei care lucrează în stradă acolo, adică firmele de construcții, ar putea să fie mai atente. Facem tot posibilul să le atragem și noi atenția, să fie un pic mai îngrijiți când lucrează. Să nu mai împrăștie noroiul, să nu mai împrăștie, să zicem, mizeria care este acolo. Să facă cumva să fie mai suportabil pentru cetățeni. Dar, pe de altă parte, nu pot eu, ca primar, să stau chiar lângă fiecare buldo excavator să văd ce face cu pământul când îl scoate din groapă de acolo. În limita timpului, mergem și noi la fața locului, îi mai împingem de la spate pe constructor să lucreze corect, dar noi ne-am făcut datoria ca administrație, în sensul că facem proiecte, facem colaborări, scriem cereri de finanțare, dăm drumul la documentații, dăm autorizații de construcții pentru aceste utilități publice. Deci partea administrativă asta ne-am făcut-o. Și ați văzut și dumneavoastră că am avut gaz în acești 3 ani de zile care s-a montat în Pașcani. Avem rețele electrice îmbunătățite. Rețeaua electrică care merge pe zona din vale, de la stația de transformare, sau să ne aducem aminte, rețeaua electrică de pe aerodrom, care este în execuție acum. Avem apă, avem canal, avem iluminat public. Da? Deci vom avea din nou iluminat public în acest an în execuție, prin zona din cartiere. Deci știu că este deranjant, sunt perfect conștient și eu, și domnul administrator, și domnul viceprimar, sunt convins că nimănui nu-i place noroiul și aceste gropi, dar n-avem ce face. Adică ne-am asumat această chestie publică. Eu declar și acum că sunt determinat în continuare să facem șantieri în oraș, pentru că aceste utilități sunt binevenite pentru orice pășcănean și mai devreme sau mai târziu se vor termina și ele. Se vor termina, se vor repara străzile, se vor repara trotuarele și lumea va fi mulțumită și toată comunitatea noastră va prospera. Nu mai vorbesc și de valoarea proprietăților în momentul în care tu ai o casă unde ai toate utilitățile sau ai un teren unde ai toate utilitățile. Eu cred că valoarea este alta decât să ai teren unde nu bani ai apă, bani ai gaz. Deci închid subiectul spunând că îi rugăm pe pășcăneni să aibă înțelegere și le stăm alături atunci când, într-adevăr, se sesizează nereguli, ne deplasăm în teren și încercăm să le rezolvăm. Da, aceste intervenții, rețele de utilități, sunt absolut necesare și obligatorii. Ar fi fost și nouă mai ușor dacă lucrurile ar fi fost făcute în ultimii 30 de ani la timp și corect. Am trezit astăzi că vin toate peste noi pentru că nu mai puteau să susțină consumul de energie electrică. Trebuia să asigurăm apă și canalizare, trebuia să asigurăm iluminat public. E blestemul că a căzut pe noi să le facem pe toate ce nu s-au făcut în 30 de ani. Dar le vom termina. Suntem, cum așa domnul primar, suntem determinați să facem ceea ce e corect. Chiar dacă lumea ne critică sau nu.
Vă rog, dacă aveți întrebări. Da, am câteva întrebări. Bună ziua mare, sunt din Actualitatea TV. Câteva întrebări referitoare la proiectul privind modernizarea pieței din Vale și o să pornesc de la proiectul inițial care a fost propus de dezbaterea Consiliului Local în ședința de la începutul săptămânii. Exista acolo o prevedere că fiecărui agent economic relocat îi se atribuie un spațiu de 16 metri pătrați, o suprafață care era oarecum egală cu toate celelalte care urmau să fie ocupate de cei care acceptau relocarea. Cum s-a ajuns la această suprafață de 16 metri pătrați și de unde a ajuns ideea? Vă explic. Deci, noi am încercat să calculăm în toate felurile suprafața disponibilă în așa fel încât pentru fiecare comerciant de la terenuri, vorbesc doar de terenuri, să aibă posibilitatea de relocare. Și prima dată am inventariat terenurile care erau pe platou, platou de beton, după care am constatat, făcând măsurători în piață, că viitoarea clădire, cea care va fi edificată pe platou, ajunge până în scările de la hala veche. Asta înseamnă că și chioșcurile de lângă, de pe scări de acolo trebuie să plece. Plus, am luat în calcul și varianta din etapa a doua, în care chioșcurile de la strada gării din față și ele trebuie să fie mutate. Am adunat toate aceste contracte existente și am ajuns la concluzia că ne trebuie o suprafață mai mare. Am făcut demersurile către Ministerul Învățământului, Educației, pentru terenul din spate. Am primit o negație de la minister care spune în principiu, domnule, activitatea de piață trebuie separată de cea de învățământ, de educație. Și înainte să plec în concediu, am invitat pe cei de la patrimoniu și pe cei de la piață și cu domnul viceprimar. Am adunat toate contractele care erau pe platou și pe scări și am ajuns la concluzia că nu putem să le oferim în varianta în care au ei contractele inițiale. Pentru că acolo sunt trei chioșcuri care au mai mult de 16 metri pătrați. Și am ajuns la concluzia, domnule, dacă tot nu încap așa cum sunt ei acum cu suprafețele care le au, ce altă alternativă avem? Păi, haideți să le dăm fiecare în mod egal, ca să nu spună că pe unul l-am tratat preferențial. Propunerea mea inițială a fost să nu modificăm suprafețele din contract. De aceea, acum vreo 3 săptămâni de zile, când am fost personal în piață și am măsurat, prima măsurătoare care am făcut-o, am făcut-o la suprafețele inițiale din contract. Văzând că sunt prea mulți și nu încap, atunci am zis, domnule, hai să înghesuim pe toți, îi dăm la toți în mod egal, ca să nu spună unul că i-am dat mai mult, mai puțin. L-am favorizat pe unul sau pe altul. Când am convocat Consiliul Local, informațiile pe care le-am avut eu în momentul în care am inițiat proiectul erau că nu încap toți. Și atunci singura variantă era cu 16 metri pătrați. Eu fiind în concediu, asta este, mai am și eu dreptul la concediu și trebuie să mă mai duc și eu din când în când cu familia în concediu, concediu de anul trecut, cât am fost în concediu, domnul viceprimar a avut atribuții de primar. Din ce am înțeles de la domnia sa, avea alte informații și a ajuns la concluzia că încap cu suprafețele pe care le au. Și atunci amendamentul din Consiliul Local la asta face referire. Că nu se mai fac suprafeții standard de 16 metri pentru fiecare, ci se păstrează suprafețele inițiale din contractele de chirie. Înțeles. Deci dumneavoastră, până când ați plecat în concediu, discuția cu domnul viceprimar și cu cei de specialiști din primărie era toți teren egal, nu? Da, pentru că nu încăpeau. Și domnul viceprimar a spus că este corect? Să fie corect ce? 16 metri pătrați pentru toți. Da, a fost o convenție făcută de amândoi. Adică în momentul în care am inițiat proiectul, am discutat cu domnia sa și am spus, da, domnule, nu avem altă variantă, dăm 16 metri la fiecare. În Comisia Economică, acolo unde este domnul viceprimar președinte, acest subiect nu a fost discutat în plen, la amendamentul PSD-ului, domnul viceprimar a votat, inclusiv consilierii PNL. Cum vă explicați această situație? Păi eu am discutat în momentul în care am venit la muncă, în prima zi, da? Când ne-am întâlnit aici miercuri, da? Ieri. Și l-am întrebat pe domnul viceprimar, care e raționamentul pentru care ați votat acest amendament? Domnia sa mi-a spus, domnule, am calculat și noi și am ajuns la concluzia că încap.
în cap, dar bun. Dacă în cap, atunci eu sunt mulțumit. Pentru mine este... Oricum era prima variantă a mea. De acum 3 săptămâni. Deci, eu pentru mine nu este niciun fel de problemă. De asta și colegii consilieri de la PNL, împreună cu cei de la Pro-România, au zis, domnule, dacă toată lumea în cap, nu vedem o problemă ca să le dăm suprafața inițială. Da. De asemenea, domnul viceprimar, pe fondul discuțiilor care au avut loc cu privire la această suprafață de teren dintre terenul de rugby și gardul pieții, pe acea negație primită din partea Ministerului, răspunsului de la Ministerul de Educație cu privire la faptul că trebuie acea parte funciară refăcută oarecum acolo, a spus că dumnealui a venit cu soluția respectivă din anul 2021, și că v-a și propus acest lucru, dar dumneavoastră nu l-ați luat în calcul. De asemenea, și consilierii din PSD au spus că exista foarte, foarte mult timp la dispoziție ca această problemă să fie tranșată din timp. Am înțeles. Și pentru domnul viceprimar și pentru consilierii de la PSD, răspunsul meu este așa. Dacă cineva avea ceva de făcut, trebuia să o facă. Pentru că acum, după ce duc greu și am ajuns la capăt cu proiectul, toată lumea se trezește să-mi dea lecții. Deci nu e o problemă. Dacă cineva putea să facă o inițiativă, putea să facă un document scris, putea să facă orice. Nu mi se pare corect acum, știți, după război, toți se laudă, doamne, dar dacă eram eu, ce făceam eu? Eu așa am considerat că este bună treaba, în sensul că n-am putut să încep demersurile către minister să fac nimic referitor la alte terenuri atâta timp cât eu, una, nu aveam proiectul aprobat în Consiliul Local. Nu aveam un proiect care să fie avizat la ISU. Nu aveam o înțelegere cu proiectantul pentru că a venit foarte târziu cu proiectul în varianta acceptată de Consiliul Local. Pe lângă atâtea incertitudini, eu nu puteam să încep un demers legal cu ministerul la un proiect care nici măcar nu era aprobat de Consiliul Local. Vă dați seama că am zis, hai să-l luăm treptat, să mergem din incertitudine spre certitudine, adică să am un proiect care este cu autorizație de construcție, înseamnă că este avizat de către toate instituțiile. După aia mă duc în Consiliul Local, văd că Consiliul Local îl aprobă. Și dacă îl aprobă Consiliul Local, după aia mă duc mai departe și bat la alte uși ale altor instituții. În lipsa unui aprobări din Consiliul Local, din punctul meu de vedere, știți cum, era cumva și ciudat. Mă duc la minister, spun, știți, am și eu nevoie de terenul ăla că fac piața. Ai vreun proiect? O să urmezi să fii votat. Dom'le, ai un proiect, ai ceva, care e motivul pentru care îți trebuie? Deci, repet, discuții au fost multe. Dacă cineva vrea să facă ceva concret și credea că soluția este perfectă, putea să facă inițiative în Consiliul Local, putea să facă documente scrise, putea să facă adresă către cabinet primar, rapoarte, orice fel de documente prin care se propună treaba asta. Acum, știți, după luptă, mulți viteri să arată. Doamna Gabriela Nedelcu spunea așa, că atunci când ați luat decizia să eliberați o desplafeță de teren din piața din Vale, acea situație când a fost necesară chiar intervenția executorului judecătoresc și a jandarmilor pentru evacuarea unor persoane, s-a pus problema de siguranță la incendiu. Corect. Acum se întreabă dacă sunt mutați pe suprafața respectivă agenții economici față în față, la o distanță relativ redusă, nu mai este o problemă de siguranță la incendiu? Domnule Nedelcu mă întreabă pe mine prin intermediul dumneavoastră? S-a întrebat, nu pe mine. Nu, e public, domnule. Am înțeles, să citească legislația, domnule Nedelcu. Haideți, că a fost și viceprimar, ar trebui să știe care sunt condițiile de autorizare la ISU. Dau să dai o lecție prin conferință de presă, domnule Nedelcu. Să citească legislația, să vadă care e suprafața minimă care trebuie unde trebuie autorizație de construcții, câte sunt distanțele minime pentru autorizație de construcții, că a avut, în momentul în care era viceprimar și se ocupa de pieții, a avut controle de la ISU și i-a dat scris acolo ce distanțe trebuie respectate și ce suprafețe trebuie, nu trebuie depășite. Da, am înțeles. Până la urmă, de când încep efectiv relocările celor care acceptă mutarea pe... Sper de mâine. De mâine, nu? Da. Și am câteva întrebări referitoare la comerțul stradal. Deci care sunt zonele stabilite pentru comercianți și dacă se aplică sancțiuni acolo unde nu se respectă prevederile legale? Cele hotărâri și prin hotărâri? Care comercianți?
cei care vând mărțișoare, flori în această perioadă? Deci noi astăzi avem doar o restricție la mărțișoare și la flori. O restricție care spune că Ștefan cel Mare, Moldovei, cred că și Explanada. Nu au voie. În restul au voie peste tot. Eu mi-aș fi dorit să am cu cine să lucrez, dar suntem destul de prinși la partea de patrimoniu, să facem exact cum am făcut la afișajul de publicitate, la panouri. Să facem un inventar în care să stabilim clar locurile unde se pot vinde aceste mărțișoare și flori. Vin cu inventarul în Consiliul Local, îl aprobă Consiliul Local, aprobă și faptul că acolo rămâne stabilit pe veci locuri pentru vânzare și în fiecare an se dau acorduri de funcționare pe 3, 4, 5, 6 zile pe suprafețe standard, încât să avem așa un fel de predictibilitate pe acest subiect, să avem un fel de reguli pe acest subiect. Deocamdată, ce să vă zic, deocamdată mergem și noi pe cutuma anilor din urmă, în care nu putem da pe Ștefan cel Mare, pe Moldovei și pe Esplanadă acorduri de folosință a terenului, dăm pe celelalte străzi. Deja sunt la mapă vreo, cred că n-am apucat de dimineață să semnez toată mapa, cred că am vreo 10 acorduri, 15 acorduri de folosință de teren pentru mărțișoare și flori, urmează să le semnez și să le eliberăm. Cine mai dorește să vină să ia astfel de terenuri, poate să facă cerere că nu este târziu. Da, căsuțele de pe Esplanadă pot fi închiriate pentru comerț în această perioadă? Nu avem tarif doar pentru... Nu, este tarif la căsuțe. Este tarif, da. Deci, alt comerț, pentru altceva, putem să închiriem. Dar acum, astăzi am avut o cerință la audiențe, pentru că astăzi este joi și la ora 9 am audiențe. Au venit niște comercianți și m-au întrebat dacă facem ceva de Paște. Și am zis, da, din punctul meu de vedere, cred că ar fi oportun să facem, nu știu, ceva. Să le dăm posibilitatea să vândă, să... Da, nu mai putem face patinoar, că nu permite vremea, dar un fel de loc de distracție, de un loc în care, eu știu, pășcănenii să vină cu copiii, să petreacă timpul liber, cred că este oportun. O să vedem, unii alegem locația, pentru că pe Esplanadă este bine, este facil, este la îndemâna și comercianților și a cetățenilor, pentru că mi este mai aproape. În schimb, am mai avut probleme cu reclamații de la sonorizări. Mai sunt câțiva comercianți care mai pun muzică acolo, au trimis poliția locală, au închis muzica, s-au conformat vreo 2-3 săptămâni de zile, după care iarăși au uitat de regulă și iar au dat drumul la muzică, iar au trimis poliția locală. Sunt unii locuitori din zona din Valea de acolo care nu apreciază atât de mult faptul că au un târg în fața geamului. Da, o să vedem. Poate la Peștișorul găsim o variantă. Da, ce se întâmplă cu toaletele ecologice? Cele care au fost lăsate pe domeniul public? Nu știu dacă ați văzut o postare a fostului primar, vă critică pentru că le-ați lăsat și sunt neutilizabile. Ce sens sunt neutilizabile? Păi așa spune dumneavoastră, este o postare pe Facebook. Trebuia să le dea drumul pentru că venise avizul de la curent electric și erau funcționale. De 2 săptămâni de zile trebuiau să le descuie. Nu știu, subiectul mă interesează, probabil... Semnat în acordat la curent, la apă? N-au motiv să stea încuiate. Dar cine le administrează? Nu le administrează, gospodăria comunală le administrează. Deci, din punctul meu de vedere, nu trebuiau să fie închise la această oră. Dacă sunt închise astăzi, mâine vor fi deschise. Atâta timp cât n-am avut utilități înăuntru, n-am putut să le deschidem. Dar din momentul în care ele sunt racordate la apă, la canal și la curent electric, nu este niciun motiv pentru care să nu fie deschis. Cu plăcere. Vă rog. Din ce motive nu a fost afișat nici un acum program anual de achiziții publice? Astăzi l-a semnat, da? Da. Astăzi l-a semnat, mâine, poi mâine va fi afișat. S-a așteptat să fie publicat bugetul, ieri a publicat bugetul, s-a făcut ultimele corecții după ce s-a aprobat bugetul și astăzi, se va, în următoarea va fi publicat.
la aceeași secțiune sunt două rubrici, centralizatorul achizițiilor publice și contracte cu valoare de peste 5.000 de euro. Și a doua rubrică, contracte cu valoare de peste 5.000 de euro. Acolo sunt doar titlurile, fără să fie anexate și documentele respective. Știți cumva de ce nu sunt anexate și documentele? Nu știu să vă zic. Nu știu. Ține de compartimentul de achiziții, e o chestiune tehnică. Eu, ca primar, pot să vă spun că nu este niciun motiv să nu fie afișate. Într-adevăr, acest plan de achiziții publice trebuia afișat mai devreme. Dat fiind faptul că nu avem foarte mulți salariați la primărie, suntem un pic mai greoi, dar nu mai greoi decât cei dinainte. Adică suntem cumva în același ritm, din punctul ăsta de vedere, cu anii din urmă. O să fie afișat, iar chestiunea de asta peste 5.000, sub 5.000, nu știu. Așa e titlul acolo. Eu doar am citit titlul, nu este afișat documentul. Am înțeles, nu știu să vă răspund. Este doar o chestiune de compartiment. Ei trebuie să-și facă datoria așa cum trebuie să o facă. Am înțeles. Privitor la piața din Vale, domnul viceprimar Rățoi, într-o emisiune a spus că v-a înaintat o adresă, apropo că trebuie să facă ceva, 25.009 din 12.08.2021, prin care v-a solicitat achiziționarea a 3 corturi industriale, ulterior încă 10 containere de sticlă, pentru a fi folosite în vederea relocării comercianților din piața Vale. Da, corect. Da, adresa este pe chioșcuri sau pe corturi. Noi vorbim acum unde le amplasăm. Deci noi asta de discutam. Pe ce teren le amplasăm? Și lumea spunea, domnule, că trebuie acolo, trebuie dincolo. Astăzi, două subiecte separate. Am înțeles. Eu mă refer în special la cei care urmează să aibă contractele suspendate, cei care au magazine acolo. Își vor suspeda activitatea, nu știu, pe 6, pe 7, pe 8 luni de zile, salariații vor pleca în șomaj. Dacă ar fi fost achiziționate aceste corturi sau containere, ar fi putut fi folosite, probabil. Unde să le amplasăm? Întrebarea este unde, pentru că... Asta a fost motivul pentru care... Păi, am spus, eu sunt de acord să cumpărăm cort. Și am zis, unde îl punem? Pe care teren? Și ne-am gândit la platou de lângă vis-a-vis de Pene, acolo lângă linia de calife ferată. Ne-am gândit la platou din fața blocului B29. Ne-am gândit la acest teren care este între piață și stadionul Locomotiva. Ne-am gândit la vreo 3 variante. Ne-am gândit, dacă nu cumva ar fi oportun, o centrală termică din cartier, cumva să o golim și să o transformăm, să facem ceva acolo. S-au discutat mai multe lucruri, dar astea sunt discuții interne, da? Între noi și am ajuns la concluzia că, ok, punem cort, dar unde? Și am întrebat la mediu, nu ne lasă că e spațiu verde, dincolo nu vor că este pe litigiu cu CFR-ul și nu avem o certitudine că terenul este al nostru sau nu este al nostru, deci avem o chestiune cu CFR-ul care trebuie să o lămurim, că aici la stadionul Locomotiva este terenul școlii, asta înseamnă Ministerul Educației, care înseamnă alte demersuri. Înțeles, știți cum e? E normal să fie discuții. Câți discuții de lucru. Stai de vorbă cu colegii tăi și zici, băi, mai bine așa, e mai bine așa. Acum, că folosești aceste discuții după aia ca să spui că cine a avut dreptate, cine nu a avut dreptate, eu nu cred că este oportun. Înțeles. Când ați citit ultima oară o carte întreagă și care este titlul și autorul? Da. Dați-mi întrebări, vă rog, despre administrația locală. Vă spun de ce. Astăzi este Ziua Națională a Lecturii și încercăm să facem un reportaj. Ok. Privitor la lectură. Vă pot spune că de cel puțin din 2020 n-apuc să citesc mai mult de eu știu câte un sfert de carte, după care nu reușesc să o termin, iar o iau, mai duc într-o vacanță, încerc într-un fel sau în altul să mă țin, pentru că efectiv citesc zilnic sute de documente, iar sunt ocupat în primul rând de ceea ce implică administrația publică locală și primăria. Nu mai am timp de lectură.
lectură care mi-ar place mie. Înțeleg. Un tip, un autor, vă mai aveți aminte? Sau ce aveți acum în parcurs? Forța gândirii pozitive, am cumpărat-o din la librărie de la Cărturești, de la Iași, acum vreo 3 săptămâni de zile. Am văzut un comentariu despre această carte pe YouTube, cineva care spunea că a fost efectiv, s-a schimbat viața în bine din momentul în care a cumpărat și a citit această carte. Aveți un îndemn pentru lectură? Da, bineînțeles. Pentru toată lumea, dacă pot, să încerce să citească. Odată ce te prinde virusul cu cititul, din punctul meu de vedere, este o plăcere. Se poate transforma într-o plăcere. Bineînțeles că în ziua de astăzi poți să citești cărți, dar poți să citești și, să zicem, cărți pe format electronic. La mine, în familie, de exemplu, se citește foarte mult pe format electronic, pe telefon și atât copiii cât și soția citesc foarte mult pe aceste dispozitive. Vă trece pe dumneavoastră același lucru. Da, pe mine, iar nu m-ați prins. Eu citesc zilnic. Da, eu iubesc cărțile din copilărie. Mi-au plăcut, că nu era o altă distracție în copilărie. Pe timpul Ceaușescu nu era altceva decât singurul refugiu al copilului era citit. Și de atunci am citesc, am cred că mii de cărți amele, atât la țară, la Pașcani, prin pot, peste tot. Recitesc multe dintre ele, cumpăr, mai primesc cadou. Am recitit, acum de curând de săptămână am terminat Ciocoi vechi și noi. Nu e nicio coincidență. Așa am venit, am luat-o din raft. Acum citesc Priria de Jennifer Copper. Cărțușoare, da? Mă relaxează. Ultimii cărți care le-am cumpărat au fost Dune. Eu citesc Dune. Așa, da. Ultimul a fost Dune și la mine. Da. Audiobook-uri, îți bune și astea? Sigur. Păi, în vacanță, acum am citit Soarele gol de Isaac Asimov. Recomand. Că ați ascultat. Le-am ascultat. Audiobook-uri, am zis. Cei mai mulți bani pe cărți care am dat anul trecut au fost 200 și ceva de lei la ofertă. Am luat toată seria, ceea ce înseamnă după seara pe HBO scap acum Urzeala Tronului. Urzeala Tronului, da, am toate cărțile și cele dinainte. Deci mai cumpăr cărți, mai primesc cadou, că prieteni știu cum plac cărțile și oricând am o ocazie, cel care vin cu carte la mine e mai bine văzut decât cei care vin cu altfel de cadouri. Am cărți luate și la Biblioteca Municipală, pentru că să știți că la Biblioteca Municipală din Pașcani, eu am abonament, sunt foarte multe cărți bune pentru mine. Da? Adică cărți ușoare. Da? Foarte, am văzut multe cărți acolo pe care eu nu le-am citit. De, nu sunteți pasionați de arhivele securității? Nu. Nu. Vă rog. Mai am întrebare pentru dumneavoastră. Pe strada Unirii este un stâlp de un an de zile care s-a îngățat doar în firele de acolo. Și cred că este și un pericol, pentru că chiar în zona de proximitate sunt familii cu copii mici și probabil este pericol și pentru... Găsim o fotografie? Da, mi-a trimis a văzut-o pe... Da. Sunt acei stâlpi, domnul primar, de, care a presionat de vechiul Telecom. Cei de lemn am mai găsit. Este o fotografie, o punem pe grupul de comunicare cu operatorii de rețele de cabluri și cum am rezolvat și alte probleme cu alți stâlpi care erau în situația asta, o să le rezolv. Acest fel stâlpi, da, care am rezolvat la Găștești, la aia, se mișcă greu. Okay. Operatorul de cabluri se mișcă da, greu. Au rezolvat. Da, pentru că unii se pună și stau așa. Ei, dar sunt somat, să știți că sunt somat. Mai câteva întrebări, dacă permiteți. Vă rog, da. Ați primit raportul Comisiei pentru Verificarea Construcției Ilegale și celălalt raport... Săptămâna asta cât a fost în concediu, nu. Dar este finalizat și urmează să... Nu știu să vă răspund dacă este finalizat. La școala 3 astăzi, cred că este la fel în fiecare zi, dar astăzi a fost foarte curat în perioada ieșirii de la cursuri și era cât pe ce să fie călcat un copil. Foarte multe mașini cunoaște situația. Dacă primăria poate, nu știu, interveni să clarifice, să rezolve această problemă, în fiecare zi este aglomerat acolo și chiar este pericol. Noi facem tot posibilul cu poliția locală. Dacă nu sunt intervenții, să fie prezenți la ora 12 fără ceva, până la 12 și ceva, la școala 3.
este o sarcină cu caracter permanent. Deci cei de la poliția locală o au în permanență în atribuții. Mai sunt situații în care trebuie să pleci pentru că te sună. Ba la 112, că eu știu, este vreo ceartă sau este vreun eveniment din ăsta care trebuie să intervii și atunci ei nu pot să stea acolo. Dacă aș mai avea niște oameni în plus, aș mai face celelalte proiecte care mi le doresc și eu de 2-3 ani de zile, semafoarele din față de la instituțiile de învățământ. În primul rând, Iordache Cantacuzino și Miron Costel. Problema este că avem foarte puțini oameni la primărie și foarte multe proiecte pe care trebuie să le ducem înainte. Nu mai avem cu cine să facem acte. Tare mi-aș fi dorit, eu știu, guvernul anul ăsta să fi dat drumul la angajări. Poate mai venea cineva. La salariile care le avem. Da, poate mai venea cineva. În limita timpului o să dăm drumul la documentații pentru aceste semafoare cu comandă la buton pentru pietoni, în așa fel încât în fața instituțiilor de învățământ ai semaforul care spune roșu la pietoni, lumea așteaptă pe trotuar, da? În momentul în care se dă drumul la verde la pietoni și roșu la mașini, traversează toată lumea în siguranță pentru că ai un semafor și ai stabilită clar perioada în care trebuie să treci, după care se dă drumul și la circulația rutieră. Și eu aș vrea să fac mult mai multe lucruri decât se întâmplă astăzi în Pașcani. Nu avem oameni suficienți la primărie. O propunere, dacă ar fi, să spunem așa, de luat în calcul. Împreună cu ONG-urile și chiar prin consiliile de administrație și consiliile de părinți de la școli, dacă nu cumva ar trebui înființate sau luat în calcul un parteneriat privind acele patrule școlare, cum era odată, da? Dacă legislația o permite și acum, o să facem... Alex, te rog să notezi tu chestiunea asta, să ne adresăm un pic la poliția rutieră, să vedem ce putem face în acest sens. Așa cum sunt copiii convocați la fel de fel de acțiuni, poate sunt copii voluntari care împreună, însoțiți din polițist, pot sta la o trecere sau la o altă. Am înțeles. Să atenționeze până la... Mulțumesc pentru sugestie, nu mă pronunț până ce nu vedem dacă legislația ne permite să facem în continuare. Eu personal, când eram... elev la școala Iordache Cantacuzino, am avut câteva săptămâni de zile în care efectiv am dirijat circulația chiar pe aceeași trecere de pietoni. Poate era un pic mai la vale sau nu mai știu, dar cred că tot acolo era trecere de pietoni. Și mai era o problemă dacă atunci când a fost implementat proiectul privind construcția noii grădinițe, cred că se discuta de faptul că părinții ar putea să vină, să intre pe Alia Park să-și lase copiii, dar ideea a fost... oarecum percepută invers, că ar putea intra din Ștefan cel Mare către Alia Parcă. Înțeles, da. Era o chestiune teoretic. Noi ne-am gândit la o variantă în acest sens. Nu terminasem ideea. A, vă rog, am crezut că ați terminat. Pentru că nu este promovată acea alternativă, știți, pentru oameni să intre prin parc și să aștepte în parcarea de lângă parchet. Și să iese invers. Încă nu putem. Da. Este, să... Eu am utilizat-o astăzi. Dar nu-i corect. Deci sunt indicatoare instalate. Audit. Acum pregătim, dar luni am primit să fac o recepție parțială pentru ce înseamnă stradă, terenul de sport și sala de sport, ca să fim cu actele în regulă. Pentru că am primit reproșuri, noi am dat drumul, dar constructul zice nume. Ai dat o funcțiune, ar trebui să-mi scadă din garanție. Da? Adică să se curgă garanția. Okay. Și săptămâna asta pregătim aceste documente de recepție parțială pe tot ce înseamnă stradă, teren de sport și sala de sport care sunt gata, da? 100%, și apoi putem să promovăm această deci ea se folosește, dar n-am promovat-o noi. Da, pentru... N-am popularizat. N-am vrut să o închidem, da? Trebuia să punem barieră în continuare, dar era păcat. Constructul spune, dumneavoastră, atunci dacă o folosiți, faceți recepție parțială ca să-mi curgă mie garanția. Ok. Pentru că și efect toate discuțiile produc de mâine acolo, efectul nu de acolo. Da, facem. Și până asta facem recepția parțială și de fapt putem promova. Da. Pe scurt, viceprimarul a spus că intenționează să propună modificarea regulamentului pentru comerțul stradal în sensul că acest comerț să fie cu caracter permanent în anumite zone. Care este părerea dumneavoastră? Ceva de genul cum este în Iași, de exemplu, unde e metropolia. Alex, adu-mi o apă, te rog.
Scuzați. Dar știți că în Iași, acel comerț, cu acele căsuțe permanente, am mai văzut și păreri contra. Spun că n-ar trebui să fie permanent pe o alee pietonală acele căsuțe care se vinde orice, oricând. Nu știu, e oportun, noi să analizăm un consiliu local, un regulament, să vedem, să stabilim o zonă. Vă adresez dumneavoastră două întrebări mai. Dacă pot să o răspund, da? Ok. Privitor la strada 24 ianuarie, am înțeles că societatea de construcții întâmpină dificultăți acolo și că ar fi solicitat precizări, modificări pentru soluția tehnică. Vorbim de strada care a fost asfaltată în proiectele tehnice inițiale, nu figura ca fiind asfaltată, iar acum așteaptă modificări pentru a putea interveni și cum anume să intervină acolo. Aș vrea să știu dacă primăria cunoaște această problemă și dacă participă la astfel de discuții și care sunt variantele. Da, nu știu, domnul primar s-a ocupat de acest proiect mai bine, dar eu vă spun din experiența mea că nu există niciun proiect care să nu poată fi amendat. Există acele dispoziții de șantier care se fac tot timpul. Când găsești că de la proiectare până pui la implementare s-au schimbat anumite lucruri, așa cum e cazul acolo, nu mai e stradă, e balast, vor veni niște cantități în plus de asfalt. De-aia există și acel capitol de diverse și neprevăzute în fiecare deviz. Deci dacă eu, adică sigur va trebui să vină o astfel dispoziție de șantier și proiectantul va veni cu noi soluții, cu liste de cantități și se va executa lucrarea. Vorbeam de domnul Jucan, spunea de strada 24, noi din știți că sunt probleme pentru proiectul cu apa, că e asfaltat acum și în proiectul inițial era din prun. Am înțeles și o să tai strada și o să o refacă cu asfalt. Nu este altă variantă. Dar nu sunt costuri prevăzute suplimentare pentru așa ceva. Și nici soluția tehnică, dar înțeleg că asta se așteaptă, o modificare a soluției tehnică. Asta face proiectarea, să există asistență când se face proiectare, da? Au plusuri și minusuri pe proiect și sunt convins că o să găsească niște minusuri în așa fel încât să pună plus pe strada 24 ianuarie. Ideea este că este asfalt acum, asfalt trebuie să pună înapoi. Asta e normalitatea. Am înțeles. Și ultima chestiune, cu centrul de colectare a centrului, ce se mai vedea? A fost majorată acea sumă care se dă celor care care o primesc, cei care dau sânge și am înțeles că numărul lor la Iași trebuie să facă, probabil și din zona Pașcani. Trebuie să facem noi ceva? Am înțeles că hotărârea respectivă nu a fost transmisă încă asociația respectivă. Doamne ferește, nu se fie așa ceva. Avem o hotărâre. Așa am înțeles. Am întrebat pe domnul Benchea și mi-a spus, doamne, aștept hotărâre, n-am primit hotărâre. Am înțeles. Bun. O să facem, mergem pe personal să-l dăm domnul Benchea. Am avut o discuție cu domnul Benchea. A venit aici în consiliu local. Ne-a ridicat o problemă. Ne-a spus, domnule, am probleme cu accesul. Am făcut hotărâre consiliu local. Am rezolvat-o cu accesul. Totul este în regulă. Putem, adică cum să vă spun eu, ce să fac? Să împing eu lucrurile de la spate? Să transmiteți hotărâre. Cei de la... Am înțeles, ăsta este un motiv pentru care nu se face ceva? Așa spun. Da, a venit la Pașcani domnul Benchea și nu l-a primit cineva sau n-a întrebat, a sunat domnul Benchea? La șef se dă ok. Da. Pentru că cei de la Suceanu și au venit, așa se lucrează acolo, le-am dat cheile de acces. Exact. În rând de câini mai este încă la mine, nu știu, domnul Benchea vine să le dau să aibă acces pe acolo când ne-a dorit. Nu e așa. Ok, mulțumesc. Două chestiuni, de două săptămâni de zile, de la votarea proiectului de buget, mai bine spus, poate nu sunt chiar două săptămâni de zile. Da. Mai mulți cetățeni, unul este din Gâștește, pe strada Barcan, ne întreabă dacă pe strada domnului se va realiza extindere de rețea de apă și canalizare. Spune că i-am răspuns domnului când cei de la APA Vital au spus că pe acest proiect nu fac decât ceea ce este pe proiect. Nu, nu, el întreba din bugetul local dacă se poate... Am prins deja Barcan cu berzii, Barcan parte de Barcan.
Berzei toată, este lângă acolo, mai avem pe Buzdugan cu un capăt de Buzdugan, avem două ramificații pe 16 februarie, avem pe Petru Rareș două intrânduri unde nu sunt prinse, sunt mai multe astfel de situații neplăcute pe care le-am prins pe partea noastră de buget, în așa fel încât să facem noi documentațiile ca să se completeze acolo. Deci răspunsul este că avem prins toate aceste străzi pe bugetul nostru. La proiectare. Deci nu numai acolo, sunt și în Nuncă, și în Blăgești, tot ce nu există acum pe calendar, vom face proiectare din bugetul local, este pe lista de investiții și apoi vom găsi surse de finanțare. Le-am promis oamenilor că asta facem și am și făcut. Din fondurile operatorului, de la FME, din buget local. Da, și o întrebare. Cu extinderea de iluminat din cartierul aerodromului, care sunt noutățile? De curent electric. Da. Trebuiau să termine, n-au terminat până acum, ne-au solicitat o prelungire, le-am dat prelungire, ce era să facă? Au ajuns la 80%, cred că, din lucrări acolo, să termine lucrarea care au de făcut. Ce ne deranjează pe noi, ne deranjează noroiul care l-a lăsat în urmă. Vorbim de firmele care execută sau ce? Firmele care execută, au lăsat pământ în urmă acolo, am primit și o reclamație de pe Rozelor, de pe Șoseaua Națională, nu știu. Ori nu, la Pașcan, lumea nu e obișnuită să muncească într-un fel, pentru că nici n-am avut șantieri până acum, trebuie să recunoaștem. Afa, au fost cel puțin vreo câțiva ani de zile, liniște. Nici o rețea de apă, de canalizare, nimic. Nici de curent electric. Și am lăsat pământ acolo. Acum noi am fost în zonă, o să încerc și azi și mâine, poate ajung din nou pe aerodrom, să insist într-un fel sau în altul să ia pământul care nu trebuie să rămână acolo. Trebuiau să facă compactări după ce au pus rețelele, nu știu dacă au făcut compactări, o să verificăm, și să aducă prundiș să refacă la starea inițială. Ce? Am avut acum 3-2 săptămâni de zile, cel puțin pe Rozelor, capă de Rozelor, de acolo mi s-a pus transformatorul, mi-au trimis cetățenii seara pe Messenger, niște fotografii, m-am îngrozit. Da. Asta e situația. De la E.ON, care sunt parteneri cu noi în acest proiect, mi-au trimis solicitarea de prelungirea contractului până în mai, motivat cu de faptul că pe perioada de iarnă. Rece, de iarnă, nu se poate lucra și se suspendă lucrările. Da? Și atunci se prelungește cu această perioadă, deci contractul este prelungit până în mai. Trebuie să termine lucrarea acolo. Nu există varianta să nu se termine. Oamenii așteaptă curent electric. Bun. Sunt pe online. Două întrebări aveți. Îmi cer scuze tuturor pentru tusea pe care o am, dar probabil că-s blestemile opoziției, ce se face cu asta. Rezervă cu gazul de la Găștești. Deci, cu gazul de la Găștești, problema este că trebuie verificate instalațiile dacă rezistă la presiune. Se pare că o parte rezistă, o parte nu rezistă. Cu atâtea lucrări de apă și canalizare acolo. Acum trebuie să vedem sau trebuie să vadă constructorul dacă au fost afectate, dacă nu au fost afectate. Asta este. Când se fac lucrări care nu sunt regulă, fără documentație, fără avize, e greu după aia să repari ce au stricat alții înainte. Noi, cel puțin din punct de vedere al actelor, am închis. Avem o expertiză, avem documentații, avem un acord cu cei de la Delgas Grid, am făcut autorizații și acorduri pentru toată lumea, cei 92 de cetățeni sau de case din Găștești care sunt pe această situație, deci din punct de vedere al documentelor nu mai avem niciun fel de problemă. Cei de la Delgas Grid vor în momentul în care o rețea de gaz să fie acceptată în sistem să se facă niște probe tehnice. Adică să reziste, nu știu, pe baza unor măsurători, câteva zile, să nu scadă presiunea și să se dovedește în felul ăsta că instalația este de calitate. Din ce am înțeles eu de la cel care a făcut rețelele de gaz, o parte din străzi sunt bune, o parte nu sunt bune. Și acum trebuie să mergem să facem alte săpături la Găștești, să vedem dacă s-au atins rețelele de gaz. Asta este situația. O să mergem în continuare, pentru că, iarăși, am făcut 95% din treabă, nu o să ne oprim acum. O să mergem în continuare să găsim soluții.
Am sunat ieri la Delgas Grid să-i rog să accepte măcar parțial. Pe străzile care sunt bune și pot, se pot face teste, să le accepte parțial și să dea drumul, măcar la acolo unde lucrurile sunt în regulă. Mi-au promis că astăzi îmi întorc un răspuns să vadă dacă acceptă parțial. Adică vreo două, trei parțiale de astea să facă un întreg la urmă. Da, mai este multe, dacă veți, pot să vă spun și eu ăsta, Iazul Peștișor, ați uitat? Nu am uitat de Iazul Peștișor, numai că trebuie să înțelegeți și dumneavoastră că Iazul Peștișorul, sau să zicem Lacul Peștișorul, este un proiect care costă foarte mult. Primăria Municipiului Pașcani nu are banii ăștia în buget, care sunt undeva la vreo 35-40 de milioane de lei. Noi nu avem acești bani. Suntem pregătiți astăzi să mergem cu proiectul pe finanțare, pe fonduri europene. Am parcurs o parte din aceste etape de documentație, adică avem o hotărâre de Consiliul Local care aprobă indicatorii tehnico-economici. Pe online puteți să vedeți și dumneavoastră cum arată propunerea noastră pentru Lacul Peștișorul, adică randările sunt pe YouTube. O să punem și noi la dispoziție, eventual, pe site-ul primăriei acest link de pe YouTube ca să vadă lumea cum arată propunerea noastră. Urmează în perioada următoare să depunem la ADR Nord-Est documente pentru prima etapă de calificare. După ce sperăm că trece de prima etapă de calificare, ajunge și proiectul tehnic și vom merge să-l depunem pe ADR Nord-Est, pe prioritatea 7, pe competiții cu alte municipii și sperăm să luăm de acolo măcar suma maximă, adică 35 de milioane de lei. Deci răspunsul, ca să nu lungim foarte mult, este că suntem cu documentele undeva pe la jumătatea parcursului. Problema cea mai mare este finanțarea. În sensul că nu, Primăria Municipiului Pașcani nu are puterea financiară să susțină din fonduri proprii acest proiect. Sperăm și ne rugăm la Doamne ca să găsim finanțare pe fonduri europene. Dacă îmi dați voie să vă completez aici. Vă rog. Deci am făcut mai mult decât au făcut vechile administrații în 30 de ani. Deci astăzi proiectul Lacul Peștișorul este pe lista de investiții, cu o valoare de 40 de milioane de lei. Avem aprobat, așa spus domnul primar, indicatorii tehnico-economici, s-a dat la faza SF, s-a dat ordin de începere pentru DTAC, documentația pentru obținerea autorizației de construire. În paralel lucrăm pentru finanțare. Astăzi e 15, de astăzi cei de la ADR Nord-Est, sau cum se cheamă, da, ADR Nord-Est pentru programul regional, s-au deschis, după multe amânări, au deschis acea sesiune în care se depun primele documente pentru conformarea administrativă, strategie de contractare, studiu de generare urbană și fișa de proiect. Noi le avem pe toate trei. Astăzi am fost, ieri am fost la Cărămânești, Tolnicele, am luat ultimele documente. Astăzi am fost la Valea Seacă, am luat ultimele documente de acolo, pentru că noi avem o strategie de integrare făcută la faza de ZUF, da? Zona funcțională, și când mergem la aprobare trebuie să mergem cu toate documentele. Mâine, dacă nu cel târziu, luni, vom transmite la ADR toate documentele pentru obținerea primului aviz, conformarea administrativă. Și apoi vom intra în etapa în care pe competiție. Depunem proiectul. Da, deci suntem pregătiți atât din punct de vedere. Lucrăm și la proiect tehnic și financiar. Este întrebare? Când va începe asfaltarea pe șoseaua națională? Astăzi firma care a câștigat licitația pentru documentații lucrează. Inclusiv pe șoseaua națională. Trebuie să livreze în 3 luni de zile, mai 9 luni de zile cu, deci 3 luni de zile, 90 de 3 luni, da, 90 de zile cu o mențiune că pe perioada obținerea vizelor se suspendă. Okay. Deci cam încă 30 de zile. Probabil că, eu știu, într-o lună de zile vom avea primele documentații pentru că am pus pe prioritizare tot ce înseamnă naționale, care este pe Anghel Salini, și dacă ne dau partea de SF sau Dali, să spunem, partea de Dali pentru șoseaua națională, atunci mergem în Consiliul Local, aprobăm și vom semna contractul și pe Anghel Salini. Sper într-o lună de zile să terminăm aceste documentații, o lună jumătate, și să mergem să semnăm contractul pe Anghel Salini, după care putem să ne gândim și la partea de cealaltă, adică documentații tehnice și licitații de execuție. În păcate, am avut un colaborator acum 2 ani de zile care i-am dat ordin de începere a lucrărilor ca să facă documentații
inclusiv pe șoseaua națională și alții 80 de străzi, omul ne-a păcălit un an de zile, un an și ceva, n-a adus absolut nimic, am renunțat la el, am rezidat contractul, l-am dat în judecată, nu, i-am dat certificat negativ, el ne-a dat în judecată, a contestat certificatul negativ. Nu toți colaboratorii sunt serioși, din păcate. Ce se întâmplă cu lucrurile la nou bazin de not? Bazinul de not este investiția celor de la Compania Națională de Investiții. Ei trebuie să vorbească cu cel care a început lucrarea, să îi plătească facturile și să-l determine să continue lucrarea. Nu este investiția primăriei, nu este finanțare de la primărie. Datoria noastră ca primărie este să facem toată documentația de avizare. Deci noi am umblat după toate autorizațiile, de la apă, de la ISU, de la tot ce înseamnă. Le-am transmis, ei după aia au făcut licitație, au dat ordinul de începere a lucrărilor. Statul român nu are bani deocamdată, așa se pare, ca să continue aceste lucrări. În momentul în care vor da drumul cei de la Compania Națională de Investiții, în paralel trebuie să ne ocupăm și noi de utilități. Asta este datoria noastră. Deci, ce au ținut de noi parte de documente am făcut, ei trebuie să facă investiția, iar noi, în momentul în care se apropie de final, trebuie să venim cu partea de curent, apă și gaz. Am publicat el un document, un răspuns primit de la CNI, în care mi s-a transmis faptul că pe 5 iunie lucrările ar trebui finalizate. Pe 5 iunie? Da. Doamne ajută! Mă bucur că asta e o veste bună. Dacă ei au spus că pe 5 iunie vor fi finalizate... E public, l-am publicat. Ar trebui sau va fi? E termenul final de... Ok. Din contract. Da. Eu când am fost la București acum o lună de zile, am fost la Compania Națională de Investiții, m-am interesat de acest subiect și din discuțiile pe care le-am avut acolo, așteptau și ei buget de la guvern, în așa fel încât să poată plăti nu doar constructorul de la Pașcani, toți constructorii din țară care lucrează pe astfel de proiecte standardizate. Anul trecut, cu acea ordonanță care a limitat cheltuielile bugetare în noiembrie și decembrie, toate șantierile din Lacini au fost suspendate. Nu știu anul ăsta ce buget s-a alocat. Deci nu ține de noi. Atât timp cât vor aloca bani, lucrurile vor continua. Ține de guvern și de Compania Națională de Investiții. Noi ne dorim să meargă cât se poate de repede. Dacă de mâine ar începe din nou, să zicem, șantierul acolo, bineînțeles că chiar dacă avem alte treburi de făcut, o să ne mobilizăm și noi cât se poate de repede pentru partea de utilități. Am ajutat cu tot ce s-a modernizat de șantier, am ajutat, le-am dat autorizații de construire la timp, le-am dat, am obținut avize pe numele lor, pentru noi, adică când noi am fost beneficiarii, ne-am dat documentații, am fost la ISU peste tot, am ajutat cât am putut ce țin de noi. Finanțarea nu putem să asigurăm din bugetul local. Mai sunt întrebări? Nu. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc, vă doresc o săptămână ușoară, cu sănătate și cu pace.